Ieri, 14 octombrie, magistrații de la judecătoria Deva au validat alegerea social-democratului Lucian Rus în funcția de primar al municipiului Deva. Instanța a mai stabilit un termen de 2 zile în care se poate face apel la decizie. Se arată în documentul publicat pe site-ul oficial al judecătoriei Deva. Potrivit Lucian Rus, noul primar al municipiului Deva a deținut funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și este primul primar PSD al Devei, ales în ultimele 3 decenii. Cel mai probabil, din 1 noiembrie, devenii vor avea în sfârșit un primar prezent în instituție. Pe scurt, completul de judecată a admis cererea formulată de Biroul Electoral de Circumscripție Municipală numărul 1 Deva din județul Hunedoara. Validează alegerea domnului Lucian Rus în funcția de primar al municipiului Deva, județul Hunedoara, cu apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică. Pronunțată astăzi, 14 octombrie 2024, prin punerea soluției la dispoziția părților, prin intermediul grefei instanței, se arată în documentul publicat pe site-ul oficial al judecătoriei Deva. Dar asta nu înseamnă că de mâine reședința de județ va și avea un nou edil șef, cel mai probabil din 1 noiembrie. Decizia aparține prefecturii și în funcție de data pe care prefectura o va stabili pentru investirea în funcție, atunci va fi practic data oficială de preluare. Știu că sunt 2 zile de contestație după pronunțarea de instanței, respectiv astăzi și mâine, după care devine definitivă, prefectura Lundat urmează să stabilească data oficială a investirii în funcție. Probabil că în ultima săptămână din luna în curs. Deci să tragem nădejde că începând cu data de 1 noiembrie, Deva va avea primar? Cu siguranță da, cu siguranță da, așa ar trebui, pentru că nu avem timp de pierdut, avem atât de multe lucruri de făcut pentru Deva, încât cât mai repede, cu atât mai bine trebuie să începem treaba și să facem din tot ceea ce ne-am propus să devină realitate.